artista Silvia Radu, soția sculptorului Vasile Gorduz, aflată la cei aproape 90 de ani, este pentru toți cei care o cunosc o prezență vie și sinceră. Sinceră în credință, vie în tot ceea ce face. În sculptură, în pictură și mai ales în relațiile de prietenie. Pentru că Silvia Radu are cultul prieteniei. Când arta se suie pe cruce este titlul volumului apărut la editura Lumea Credinței, iar prin vocea lui Răzvan Bucuroiu surprindem temperamentul și personalitatea Silviei Radu. Gravitând în jurul pietrei de la care a învățat parcă să fie colțuroasă și directă, Silvia Radu aduce bucurie și lumină nu doar prin sculpturi, picturi, ci și prin cuvânt. Citiți sau măcar răsfoiți într-o zi de duminică un volum de dialoguri purtate de Răzvan Bucuroiu cu Silvia Radu. Domnule Bucuroiu, de ce ați simțit că trebuie să apară un volum dedicat Silviei Radu, când arta se suie pe cruce? În primul rând pentru că artiștii și, în mod special, sculptorii și pictorii, graficienii, au modul de a se exprima, în primul rând, prin arta lor grafică sau volumetrică. În cazul Silviei Radu apar și anumite elemente noi, în sensul că este una dintre cele mai importante conștiințe ecleziale ale vremii sale. Încet, încet, credința a adus-o în această situație, fiind și ucenica părintelui Sofian, cel care va fi canonizat anul viitor. Așadar, este nu numai un artist plastic foarte mare, nu numai soția lui Vasile Gorduz, poate cel mai important sculptor al sfârșitului de secolul 20 românesc, dar este și o ființă vorbitoare, grăitoare în duhul adevărului. Este o mărturisitoare, dacă doriți, așa cum le place unora să se numească, Silvia Radu chiar mărturisește. Este una dintre persoanele, una dintre ființele credincioase care nu ezită nicio clipă să-și facă simțită prezența și cunoscută, într-adevăr, toată credința pe care o are în Hristos. Este unul dintre cazurile fericite în care talentul artistic se compune foarte bine cu harul pe care Dumnezeu i l-a dat, acela de a fi o ființă neînfricată, deși în carte spune că este temătoare. Mie mi se pare că este ca o leoaică care se bate pentru adevărul de credință. Dar pe de altă parte, tot în carte spune că de fapt are curajul fricosului, care își învinge toată frica și se aruncă. Așa este. O cunosc pe Silvia Radu și pot să spun că ne leagă o nestrămutată și veche prietenie de 30 și ceva de ani. O cunosc, am văzut-o în mai multe declinări ale vieții sale și ea pe mine, evident, și din acest motiv, în timpul pandemiei, când eram cu toții însingurați și înfricoșați, am hotărât să lăsăm acest testament verbal, dincolo de arta ei care va străbate în mod evident deceniile și veacurile, să lăsăm un testament concret al crezului ei. Și, de ce nu, al biografiei de excepție pe care a avut-o. Vie și liberă, cum o știm, cât este de greu să o constrângi într-un dialog? Multe până pornește. Este o ființă voluntară, verbală, are întotdeauna foarte multe lucruri de spus, este cuceritoare în sinceritatea ei și în profunzimea unor observații duhovnicești pe care le face, se vede școala și filiera părintelui Sofian, se vede și înțelepciunea lui Vasile Gorduz, cel din Trifeștii Basarabiei, care a moștenit credința pe filiera părintească, se vede și însoțirea cu alți artiști plastici, cum a fost Sorin Dumitrescu, spre exemplu, și atâți alții care i-au cizelat cumva viziunea și i-au întărit în mod concret credința în Dumnezeu și faptul că trebuie să o mărturisească. Este un interlocutor vivace, sagace, o persoană care știe să-și formuleze foarte bine gândurile, are foarte multe gânduri. Este, cu alte cuvinte, o plăcere a dialogului în mod evident. Și mai răzbate iubirea pentru prieteni. Da. Și prețuirea pentru niște oameni care i-au fost ca adevărate borne
în viață, în carte sunt prezentate aceste persoane. Am să mă opresc doar la Dan Hăulică și la Cristina, soția lui, care au fost într-o vreme ca adevărat îngeri păzitori ai recunoașterii unei forme de artă pe care greutatea lui Dan Hăulică a reușit să o impună în spațiul românesc. Sunt multe personaje despre care vorbește. Vorbește cu emoție despre regele Mihai, despre familia regală. Știm că a fost una dintre apropiații familiei regale și are și câteva lucrări în acest sens. A fost apropiată și de Sfinții Închisorilor, așa cum i-a cunoscut și cum i-a înțeles postum pe mulți dintre ei, dar i-a înțeles pe această dimensiune a sfințeniei lor.